Sunt imagini dintr-o secție de vot din Buzău, acolo unde oamenii s-au bătut cu pietre. Dacă vă puteți imagina, după toate violențele de ieri am ajuns la asta. Și nu este tot. În București, dar și în întreaga țară, sunt cozi uriașe la depunerea voturilor, sacilor cu buletinele de vot. Sunt oameni care au leșinat la Caraș, la Timișoara, pentru că este foarte cald. Sunt oameni care au plecat de acasă la 4 dimineața duminică și nici astăzi nu au ajuns acasă. Se încearcă predarea acestor saci cu buletinele de vot de la alegerile organizate ieri. În plus, sunt în continuare acuzații de fraudare a procesului electoral la sectoarele 1 și 2, deși candidații PSD-PNL revendică o victorie la limită strânsă împotriva primarilor în funcție de la USR Dreapta Unită. O să discutăm despre aceste rezultate, dar și despre ceea ce s-a întâmplat în întreaga țară la aceste alegeri locale. S-a înroșit la propriu harta României, v-am arătat și ora trecută. Vorbim despre foarte multe locuri din țară care erau tradițional de dreapta, unde erau fie primari, fie șefi de consilii județene de la PNL, care au fost câștigate după 20 de ani, după 34 de ani de PSD. Avem sigur și inversul, acolo unde PNL-ul a câștigat în locul PSD-ului. Pe de altă parte, scorul la europarlamentar este șocant pentru întreaga societate. Pe de-o parte avem un bloc foarte mare, PSD și PNL, cu un rezultat peste 50% și cel puțin 19 eurodeputați pe care îi vor trimite în Parlamentul European. Pe de altă parte, partidul Dianei Șoșoacă intră sigur în Parlamentul European cu 2 eurodeputați, printre care Luis Lazarus. Simion, cu partidul AUR, aproape 15%. Și surpriza neplăcută a acestor alegeri, Alianța Dreapta Unită, cu puțin peste 8%. O să discutăm despre toate, dar și despre scorul zdrobitor obținut în unele sectoare din București. La sectorul 6, Ciprian Ciucu a câștigat cu peste 70%, va fi în direct aici la Politica Zilei. Iar primarul, în funcție, Nicușor Dan, a măturat cu ceilalți candidați. Practic, dacă îi adunăm pe toți, nu ies cât scorul lui Nicușor Dan. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a doua oră Politica Zilei, alături de noi a rămas Silvia Dinică, senator, USR Dreapta Unită, mulțumesc foarte mult. Ni s-a alăturat Emilian Isăile, este jurnalist Spot Media, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Printr-o legătură video, fostul ministru de finanțe, Gheorghe Alomitianu, președinte PMP Brașov, Dreapta Unită, mulțumesc mult, domnule Alomitianu. De la Bacău ni se alătură senatorul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, vă mulțumesc foarte mult, domnule senator. Este un scandal uriaș la depunerea buletinelor de vot. Îi rog pe colegii mei să arătăm și noi aceste imagini, inclusiv aici în București, la predarea buletinelor pentru sectoarele 1, 2 și 5, dar se întâmplă același lucru și în țară. Haideți să arătăm imaginile la full, vă rog, pentru că oamenii sunt filmate în urmă cu foarte puțin timp. Oamenii stau și așteaptă să depună acest saci cu buletinele de vot. E foarte important de spus că acești oameni sunt reprezentanți în secțiile de vot și au plecat de acasă duminică la 3-4 dimineața și nu au ajuns până acum acasă, pentru că așa, asta este procedura. La Timișoara o femeie a fost luată de ambulanță după ce a leșinat la predarea sacilor. Vorbim despre încă două cazuri la Cara Severin, iar aici în capital au fost intervenții ale ambulanței și foarte multe probleme, multe nereguli descoperite inclusiv la sectorul 5 la predarea sacilor cu buletinele de vot. Domnule senator Daniel Fenechiu, nu mi-amintesc să se mai fi întâmplat. Sigur, au fost întotdeauna probleme, scandaluri, acuzații de fraudare, mai ales în acest minunat sector 1, dar nu mi-amintesc să fi văzut până acum ceva de felul acesta, cu oameni care leșină, cu intervenția ambulanțelor, cu oameni care așteaptă ore în șir să predea sacii pe scări pentru a intra în primării sau în birourile de circumscripție. Vedeți dumneavoastră, competiția electorală este una acerbă și energiile implicate sunt destul de mari. Dacă discutăm de sectorul 1, sectorul 1 are o istorie de supoziții și de scenarii. Poate vă amintiți, acum 8 ani de zile s-a spus că câștigase Clotilde Armand
și cel care a câștigat efectiv, Tudorache, ar fi făcut niște matrapazlicuri pe fondul plecării reprezentanților USR din secțiile de vot. În urmă cu 4 ani de zile s-ar fi spus că a câștigat Tudorache și ar fi intrat Clotilde acolo și ce ar fi făcut cu Saci și așa mai departe. Motiv pentru care aceste legende urbane, că nu știu dacă sunt adevărate sau nu, atâta vreme cât parchetul nu a tras o concluzie și n-a trimis-o în instanță, ele rămân legende urbane, indiferent cât de credibile sunt sau nu. Existența acestor legende generează un anumit tip de abordare din partea celor care candidează și a staff-urilor lor. Motiv pentru care vigilența merge la exagerare și lupta pentru siguranța sacilor care vin din secție devine ca la Mărășești. Pe aici nu se trece. Din punctul ăsta de vedere, nu este obligatoriu un lucru rău, chiar dacă nu ne onorează. Este probabil o reacție la ideea de a păstra democrația, de a păstra realitatea votului. Nu știu, în esență, care sunt resorturile de altă natură decât cele care vi le spun eu, însă atâta vreme cât orice se întâmplă, se întâmplă pentru a păstra o realitate care să nu deformeze rezultatul democrației, cred că sunt lucruri tolerabile, mai ales când ne întâlnim cu Iloata la 4 ani de zile. Da, un proces anevoios așa, acesta de numărare a voturilor și de predare, domnule Ialomițianu, este șocant la ce au fost supuși toți acești reprezentanți în secție, ei fiind cei care apără practic voturile și democrația în final. Sigur, sunt scandaluri de fraudă peste tot, dar n-am văzut ce am văzut ieri, cel puțin și alaltă ieri, s-au bătut, au fost secții de votare păzite cu mascații, n-am mai văzut așa ceva. Ce se întâmplă? Într-adevăr, a fost o campanie plină de nervozitate, de dispute, atacuri la nivel central și pe principalele posturi de televiziune. Chiar au fost aduse subiecte care nu prea aveau legătură cu campania electorală, pentru că nu s-au dezbătut proiecte, programe, mai mult că unii au stat la masă cu statul paralel, deși și-au fost invocat că un partid ar fi legat de acel stat paralel, deși da, mă rog, PSD-ul și PNL-ul au adus instituția aceasta în ANAF ca să-i fugărească pe contribuabili. Deci au fost subiecte care n-aveau legătură cu campania, dar au creat nervozitate. Despre umeurile altora și despre toxicitatea altor trusturi. Haideți problema să vorbim este, despre alegerile noastre, vă rog. Da. Dacă îmi dați voie. Păi vă da. Vedeți, au trecut peste 34 de ani de la revoluție și nu s-a modernizat legat de sistemul de vot. Vedeți modul în care, adică, cred că eu n-am văzut în nicio țară așa sistem de așa, adică fără să fie o digitalizare, este un mod greoi de vot, iar AEP-ul a dat dovadă prin domnul Greblă că e o instituție care nu a făcut bine în această campanie, a decis să aprobe tipărirea de voturi, de buletine chiar în preajma alegerilor, adică a fost o instituție care trebuie analizată ca și activitate și domnul Greblă ar trebui să plece acasă, pentru că a făcut mult rău în această perioadă. N-a făcut nimic. Pre-campania a fost mai puternică decât campania, s-au cheltuit foarte mulți bani, parcă, adică, și lucrurile acestea se întâmplă numai la noi și cum ne privesc țările din Uniunea Europeană? E, ca o țară care nu s-a modernizat, care nu s-a modernizat, unde exercițiul democratic nu funcționează. Hai să-l ascultăm pe candidatul PNL-PSD la sectorul 1, pe domnul Tuță, care susține că a câștigat aceste alegeri în sectorul 1 și înțeleg că așa este. O diferență foarte mică de voturi, a fost de 400, acum e de 200. A prezentat acolo unde oamenii stăteau cu buletinele în caniculă. Hai să vedem. Cetățenii sectorului 1 au câștigat respect din partea instituției. Lucru pe care, din păcate, în această ultimă perioadă a mandatului doamnei Armand, vedem exact opusul, și anume o umilință pentru cei care au fost în secțiile de vot. Fără apă, fără mâncare și, vă spun, mi se pare umilitor ca pe acești oameni să-i țin niște școli în timp ce noi astăzi avem program de școală. Și în loc să te preocupe, să-i aduci pe oameni cât mai repede
CAF, după o activitate atât de intensă și un efort atât de susținut, să poată să se odihnească. Sunt mămici care au copii acasă, sunt persoane cu boli cronice care au nevoie de medicamente. Iată că astăzi e o veste bună și pentru cei care s-au simțit umiliți și au considerat că votul lor a fost furat. De aceea cred că în acest moment putem vorbi despre un lucru extrem de sănătos pentru sectorul 1. Că alegerile pot fi organizate corect și că avem cum să clădim această încredere pe care se va baza capitala capitalei. Da, capitala capitalei a fost cândva într-adevăr. Nu a fost sectorul 1, a fost capitala capitalei, când sectorul 1 avea un primar. Acel primar se numește domnul Chiliman, care chiar a avut grijă de sectorul 1 și l-a transformat în capitala capitalei pentru că era un primar, era un sector curat, un sector bogat, pentru că s-au creat facilități pentru firme, astfel ca ele să vină să-și deschidă în sectorul 1 activitatea și să plătească mai departe taxe și impozite, că de aia este cel mai bogat. Acum, nu știu dacă o să reușească chiar domnul Tuță să-l facă această capitală a capitalei, dar e clar că nu mai este. Ați pierdut două sectoare, Silvia Dinică. Da, adică încă, cele încă două sectoare. Se numără, însă nu la cum la cât de mică pare diferența, din păcate cele două sectoare nu sunt o victorie, ca să zic așa. Cred că e important scorul pe care îl avem în consiliile locale, pentru că o să avem prezență în consiliile locale. Da, și rezultat bun și pe București. Și va conta prezența noastră acolo, pentru că putem face o poziție constructivă. Bucureștiul are nevoie de o direcție modernă, are nevoie să își continue drumul european, ca să zic așa, și trebuie să fie un model pentru restul țării împreună cu orașele mari, pentru că decența, bunul simț, buna guvernare, lucrurile astea de care ne pasă, trebuie să rămână în continuare, adică alternativa nu cum poate fi. Cum explicați faptul că Nicușor a obținut o victorie atât de zdrobitoare la nivelul capitalei? Voi v-ați bătut și vă bateți în continuare umăr la umăr cu PSD-ul pentru supremația la nivelul Consiliului Județean General al Municipiului București. Și cu toate astea ați pierdut aceste două sectoare. Păi, hai să ne uităm un pic la cum am pierdut aceste două sectoare. Adică două partide mari, PSD și PNL, s-au unit ca să ne învingă. Deci e această mare nuanță, adică dacă i-ar fi avut candidații separați, evident că ar fi fost altul scenariu. Deci au anunțat, și știți că au anunțat de foarte mult timp, noi vrem să scoatem USR-ul din toate acestea. Asta nu înseamnă că se gândesc la binele României, ci că a fost un obiectiv punctual de a elimina USR-ul din primării. Eu cred că e o victoria comunităților pe acolo, pe unde s-au mai reușit câte ceva. Emilian Isăile, cum vezi ce se întâmplă la București? Avem pe de-o parte Consiliul Mare și Nicușor, victorii foarte importante, sectoarele? La sectoare, în opinia mea, exact ce vorbeam înainte de a începe acest segment al emisiunii, faptul că ai avut o campanie fragmentată și pare că fiecare candidat, fiecare primar de la Alianța Dreapta Unită și-a făcut propria agendă și propria campanie, lucrurile au mers în această direcție. Clotilde Armand, din păcate, nu a reușit să aibă o relație foarte bună cu alegătorii din sectorul 1, deci a fost o relație extrem de tensionată. Nu zic, o parte dintre ei au votat-o și a fost pe vot politic, dar pe de altă parte, dacă ne uităm un pic la Ciucă, la sectorul 6, dacă ne uităm la Polițianul, la Ploiești și alți oameni care au fost, sunt din noua generație de politicieni sau au fost în USR, până la urma urmei, de fapt, victoria la primărie ține foarte mult de crearea unei majorități printr-o relație foarte bună cu comunitatea respectivă, prin programe și așa mai departe, ce reușește să-i convin. Și cred că, de exemplu, la București, ăsta e misterul pentru Nicușor Dan. El a avut o campanie extrem de punctuală pe administrație, a reușit să vândă, între ghilimele spus, bucureștenilor foarte bine nevoia de a schimba țevile în București, să zic, dar nu a fost numai asta, și cu parcările și cu asta. Pe de altă parte, la sectorul 2, unde chiar locuiesc și știu, acolo o problemă cu stâlpișorii care a creat o adevărată criză la nivelul sectorului de comunicare și de tot,
primarul în funcție n-a reușit să o administreze. Te întrerup pentru că înțeleg că face declarații sau măcar putem să o vedem pe Clotilde Armand în scandalul ăsta cu Saci, cu... Hai să vedem. Începe. Nu că ar dori dialog. Pentru că era presă aici și sunt încă în discuții cu avocații să vedem cum facem plângeri pentru ca cei care sunt responsabili de acest comportament inuman. Nu v-ați apropiat pentru că era presă, dar presa ce este? Un pari al societății? Pentru sau că am altceva de făcut la ora actuală decât să dați explicații oamenilor din sectorul. Vă rog mult, ce se întâmplă aici este pur și simplu decizia și responsabilitatea membrilor din biroul electoral de sector. Mulțumesc mult! Este ușor să pasați vina membrilor. Da, și-a plecat de la declarații. Într-adevăr, este, asta e, cred că, prin Piața Amzei. Nu e, da, în Piața Amzei, unde e biroul de sector și unde, într-adevăr, oamenii ăștia sunt ținuți de atâtea ore, este ora 4. Eu pot să cred și faptul că, dincolo de partea proastă organizarea lucrurilor, sunt unii care au vrut în mod special să arate cât de rău stă administrația asta și cum se ocupă sau nu se ocupă doamna Armand. Dar, din nou, aici doamna Armand are totuși o problemă dacă nu a putut să-și gestioneze oamenii din subordine și îi fac câte o glumiță din asta. De aia e și cu soțul, doamna ea. Poate înțeleg mai bine de la soția. Hai să mai dăm, că nu. Asta e scandal, așa ne place. Sectorul 1 a devenit... Nu contează de unde suntem, suntem vocea opiniei publice. Concentrați un pic, ați luat interviu membrilor BES. Nu e de bună credință. Nu este de bună credință, dar dumneavoastră ați luat interviu. De ce nu luați mie interviu? Însa este primarul sectorului 1, a fost primarul sectorului 1 4 ani de zile și nu poate da o declarație oamenilor din sectorul 1. Are nevoie să fiți avocatul dânsei? Puteți să fiți o presă corectă, vă rog mult. Dumneavoastră puteți să fiți un primar corect? Mă lăsați să vorbesc. Da. Oamenii vor să vorbească cu dumneavoastră. Sunt acolo și dumneavoastră refuzați un dialog cu ei. Și mă duc mereu să vorbesc cu oamenii mei. Da? Nu e nicio problemă. Acum sunteți voi și mărțuiți. Noi vă lăsăm, vă facem chiar culoar să mergeți să discutați cu oamenii. Duceți-vă și eu să mă duc. Sunt un om. Oamenii de aici din față, care nu au dormit toată noaptea, vor să discute cu doamna Armand. De ce? Nu, atât vă spun. Oamenii vor să vorbească cu primarul sectorului 1. Ați întrebat pe oameni, da? Uitați-i! Ăștia sunt agitatorii dumneavoastră. Da. Bun. Dar doamna Armand are nevoie de un avocat pentru a stăpâni. Da, am nevoie de avocat pentru că ce face biroul electoral de sector este inuman. Da, este nevoie de avocat pentru a-i apăra. Aveți nevoie de avocat pentru a vă ocupa de sectorul dumneavoastră? Am făcut declarații. Nu este o întrebare tendențioasă. Vă întreb de ce doamna Armand nu poate purta un dialog singură. Da, într-adevăr, oamenii de acolo sunt supuși la un comportament inuman, cu asta suntem de acord cu ce spune doamna Clotilde Armand. Dacă toată această chestiune a fost o regie făcută de alții, este cu atât mai ticălos. Pentru că, oricum, a pierdut alegerile Clotilde Armand. Da, mai are până în septembrie, o să plece și hai să vedem o administrație care poate să facă mai mult, nu, că așa s-a promis. Dar nu poți să bat jocorești oamenii ăia să-i țipă nu știu câte grade acolo, să leșine, să se cheme ambulanțele, mi se pare ceva de nedescris. Și numai că acum oricum fiecare veți fi părtinitori, dar așa e când politicul vrea să fie el mai ticălos decât prevede până ticăloșia politică. Hai să mergem mai departe, să ne uităm ce se întâmplă în țară, pentru că abia aștept să văd ce spun și politicienii, dar și ce ne spune Emilian. Domne, la nivelul țării s-a înroșit harta. Domnule Fenechiu, pe lângă victorii frumoase pe care le-ați obținut, am zis, o să fie Ciprian Ciucu imediat aici, de la sectorul 6, ați obținut în fiefurile noastre tradiționale, cum putem să, sau cum vă explicați că ați pierdut Suceava, acolo unde domnul Flutur este foarte vechi în funcție și Suceava nu a mai fost a PSD-ului de peste 20 de ani. Înțeleg că și la Deva ați pierdut, unde sunt de 30 și ceva de ani n-a mai fost administrație PSD. Ei, nu sunt chiar 20 de ani, că a fost Nichifor acum vreo 12 ani, dar tot de la PSD. Dar e un șoc, vă spun, pentru că știu, da, și place este Suceava. Este un șoc pentru că Flutur este emblematic pentru PNL. Flutur e un om care a adus sute de milioane în Suceava și n-am fi crezut că pierde. Însă, dacă stăm și ne gândim la împrejurarea că totuși puterea și administrația erodează, dacă stăm și ne gândim la faptul că a existat o acțiune extrem de
nici nu știu cum să-i spun, a Partidului Social-Democrat împotriva lui Flutur, pe de o parte, faptul că el s-a erodat, chiar dacă a făcut de gerilă, da, chiar dacă a făcut o serie de lucruri bune, iar pe de altă parte, maniera în care s-a lucrat pe Suceava, au ajuns la acest rezultat. Flutur rămâne totuși un lider extrem de important al Partidului Național Liberal. Dacă vă uitați pe rezultate, Flutur are cel mai bun rezultat pe țară și cu toate astea a pierdut președinția Consiliului Județean. Deci din punctul ăsta de vedere, ceea ce contează este că a luat un scor extraordinar de bun. George este un om care știe să se reinventeze, pe lângă faptul că e prim vicepreședinte, e un om extrem de experimentat și cu siguranță experiența lui, organizația pe care o are, se va reașeza pe picioare și va câștiga competiția prezidențială și parlamentarele din decembrie. Nu pot întotdeauna câștiga totul și nu tot ce se întâmplă poate fi explicat. Deci am pierdut Suceava, care este, repet, dureroasă. Am pierdut, se pare, președinția Consiliului Județean la Caraș după ani de zile, da? Și asta ne doare. Am pierdut Prahova și asta ne doare. Dar hai să ne uităm la lucrurile bune. Am câștigat Botoșaniu, Consiliul Județean, am câștigat Slatina în fieful PSD-ului. Avem un scor politic foarte bun raportat la ce se întrevedea și trebuie să facem analize ca în viitor să facem cât mai puține greșeli, să avem scoruri cât mai bune la prezidențiale și la parlamentare. Da, domnule Ialomițianu, pe lângă faptul, ia să mai dăm o dată harta, te rog, Sabin, pe lângă faptul că sunt 4 județe unde e UDMR-ul, dar în rest e roșu și trebuia să fie roșu, iată, și la Timiș, de exemplu, pentru că acolo este Alfred Simonis acum, nu mai e de dreapta nici... A rămas doar Timișoara de dreapta și niște mici bastioane prin localități, prin comune. Bun, domnule Ialomițianu, și la dumneavoastră a pierdut candidatul USR-ului, primarul în funcție, da. Însă a rămas la PNL, nu Brașovul. Cum vedeți rezultatele astea la consilii județene? Între 24 și 27 sunt deținute astăzi de PSD. PSD-ul, preluând funcția de prim-ministru, aloca foarte mulți bani în multe resurse financiare, în primul rând primarilor PSD. PNL-ul a apărut așa ca o anexă a PSD-ului. Sigur, și pe mine mă miră cum s-a pierdut Suceava de către domnul Flutur, că îl știu un foarte bun administrator, dar cred că a fost și un mesaj că PNL-ul nu mai este vioara întâia, ci PSD-ul și a putut câștiga. Dar ce spunea și reprezentantul USR-ului, doamna deputat, PSD-ul, PNL-ul au mers împreună și au creat o confuzie și la Brașov. A fost Alianța Dreapta Unită a luptat împotriva celor mai puternice partide, PNL și PSD, și a fost o campanie foarte agresivă, foarte, adică și cu mulți bani. Sigur că trebuie să recunoaștem victoria fostului primar George Scripcaru, dar să știți că modul în care PNL-ul a înțeles să facă campanie și să alieze cu PSD-ul, eu sunt convins că o să-i coste la alegerile parlamentare, pentru că PNL-ul nu apare ca o forță. PNL-ul a și pierdut, adică în multe locuri, chiar dacă a câștigat în anumite zone și o să vă, în perioada următoare ar fi obligat PNL-ul să meargă cu PSD-ul dacă dorește să se aroge anumite rezultate. Pentru că rezultatele nu sunt ca forța PNL-ului, pentru că a fost o înțelegere între PSD și PNL. Și dacă PNL-ul mergea independent fără PSD, în multe locuri ar fi pierdut, pentru că așa îl percepe electoratul nu ca o forță, ci ca o vioară a doua în guvernare. Bun, astăzi Rareș Bogdan a spus că nu vor merge împreună la prezidențiale, că vor să aibă candidat unic. Da, se discută încă. Bun, Emilian Istăile, hai să ne uităm odată, Europa Colegiul meu, să mai ruleze materiale cu rezultate, pentru că este uimitor cum s-au pierdut nu doar Consiliul Județean, de exemplu, la Suceava, ci și primăria de la Suceava, pentru că n-au mai pus fostul lor candidat de la PNL, cu toate că Dreapta Unită acolo a avut un candidat foarte bun, Marian Andronache de la PMP, care pe vremuri a mai ieșit pe locul 2 candidând, a câștigat și PSD-ul acolo. I-am văzut la Caraș, dar nu e doar la Consiliul Județean, cam tot Carașul au câștigat. Adică e ciudat, au câștigat Prahova, PSD-ul. Da, la Prahova a fost dezastru, au pierdut Ploieștiul,
și au pierdut și... Bine, la Prahova, în opinia mea, votul are, are o legătură și cu scandalurile de corupție de acolo și cu Iulian Dumitrescu, da, și așa mai departe. PNL-ul a ținut morții să lasă să candideze pentru președinția Consiliului Județean. Lucrurile pare că oamenii au reacționat, ceea ce e destul de bine. Dar, pe de altă parte, aici încă nu mi este foarte clar și îmi recunosc limitele raționamentului, faptul că nu-mi dau seama dacă PNL a luat o decizie corectă să meargă cu PSD-ul sau a luat o decizie greșită. Aici domnul Ialomințeanu spunea că vom vedea la alegerile prezidențiale și parlamentare. E greu de spus în acest moment. În opinia mea, cred că PNL-ul a luat decizia corectă pentru că totuși are un scor politic de 28%. E adevărat, au pierdut unele poziții cheie, au câștigat un loc neașteptat, cum ar fi primăria Slatina. Adică da, în, da. Mario Demetru. Mario Demetru. Da, vă rog. Dacă îmi permite, vă rog, 20 de secunde. A mai fost alianța USL. Și da, ați văzut, PNL-ul a luat un scor bun cu PSD-ul. Și după aceea, când s-a mers separat, ați văzut că PNL-ul a plătit pentru lucrul acesta. Eu sunt adică... de acord. Eu cred, domnul Ialomințeanu, că și PSD-ul a profitat de PNL la aceste alegeri. Asta, da. Pentru că era un partid la guvernare. În 2012? Da, și cred că până la urmă, acum trebuie să remarcăm acest fapt, că până la urmă această coaliție a stabilității, cum i-au spus cei de la putere, a funcționat și a dat rezultate. Da, au câștigat și la Piatra Neamț, acolo unde era un primar liberal, acum a câștigat Adrian Niță de la Neamț, de la PSD. E adevărat că motorul și probabil că PSD-ul are și a tras partea leului. Dar pe de altă parte, dacă te uiți la scorul politic așa, 35... la nivel de consilii județene, nu e unul care se pare de neînvins pentru prezidențiale sau parlamentare. Acum e foarte interesant. În momentul ăsta Marcel Ciolacu controlează PSD, tot PSD-ul s-a aliniat în spatele lui și orice decizie va lua e decizia lui. Adică el dacă decide acum să candideze la președinție, poate să candideze, are partidul de partea asta. Dacă decide că vrea candidat unic și vizează postul de premier, poate să o fac. Bun, Silvia Dinică, totuși aceste județe câștigate la maniera asta zdrobitoare, multe dintre ele, vor avea un efect foarte puternic pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, pentru că oamenii aceștia sunt cei care adună voturile. Sigur că, așa cum discutăm acum, va fi un efect, însă în același timp va fi un efect al faptului că traiul oamenilor devine din ce în ce mai greu. Inflația este o problemă, creșterile de prețuri sunt o problemă și lucrurile astea nu vor face decât să se acutizeze. Atâta timp cât Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă ne promit că o să digitalizeze ANAF-ul, că o să facă lucruri care nu se întâmplă, va fi foarte greu de mascat doar la nivel de discurs, adică vor trebui să facă mai mult decât doar să se bazeze pe primari pentru alegerile viitoare. Măi, a funcționat acum și vreau să vă mai zic ceva. Voturile de ieri pe ambele tipuri de alegeri au legitimat această guvernare care a pus bocancul într-o manieră abjectă pe mediul de afaceri, pe oamenii simpli, cu taxe, cu... Dar domnul Ciolacu a zis, uitați-vă, ne-au votat, suntem minunați, guvernăm minunați. Și dacă îmi permiți, cred că oamenii așteaptă altceva de la USR, nu să le spună că trăiesc greu. Adică e să le dea soluții. Bine, hai să vorbim și cu un primar fericit care a câștigat cu peste 70% aici în București și care a reușit să fie primar după foarte mult timp într-un sector în care nu mai existau, erau primari pe hârtie la sectorul 6. Sectorul 6, dacă îmi permiteți, n-a fost primar niciodată. N-au avut oamenii niciodată primar, da. Știu asta pentru că când eram politică mergeam des cu colegul meu de atunci, Ștefan Florescu, prin sector și într-adevăr oamenii aceia nu aveau primar. Dar acum au Ciprian Ciucu de la PNL, felicitări, peste 70% este scorul final acum. Felicitări, da. Da, această victorie sigur că te obligă la și mai mult în interiorul sectorului 6. E cel mai mare scor al unui primar în funcție în acest moment pe București.
Da, da, bună ziua, bună ziua. Cred că din țară. Sau, adică mă refer la categoria orașe, că studem comune, și mă refer la categoria orașe și municipii. Dar nu asta este important. Important este pentru mine că am primit încrederea oamenilor și că pot să continui proiectele pe care tot le lucrez la sectorul 6. O parte dintre ele s-au întâmplat, altele sunt în curs de a fi realizate și asta mă bucură cel mai mult. Cât de greu este într-un sector să desfășori tot felul de proiecte? Pentru că noi avem și o primărie generală la București. Voi sunteți împărțiți pe sectoare. Sunt anumite limitări, chiar inclusiv teritoriale. Pentru că se plâng de multe ori primarii de sector că n-au putut să facă diverse lucruri. Alții se duc, se plimbă cu palmierii, după aia trebuie să-i dea jos. Adică cum se găsește echilibrul ăsta de dezvoltare a unei comunități? Există fonduri? Adică vreau să înțeleagă oamenii că se poate dacă vrei și muncești pentru comunitatea aia. Da, aici sunt două planuri. O dată este planul că noi suntem sub unitatea administrativ-teritorială, adică tot ce facem avem nevoie de ok de la primăria generală. Asta înseamnă vot în Consiliul General, ceea ce de obicei te întârzie foarte mult. Pentru că până pune primarul pe lună de zi hotărâre Consiliul General, în fine, până este votată, poate treacă și o jumătate de an, până se raport de specialitate. Deci noi oricum mergem cu o frână de mână trasă pe primării de sector. Doi la mână, sunt foarte multe zone în care primăria generală are competențe, dar nu face nimic. Iar tu ca primar de sector nu poți să lași lucrurile așa. Și trebuie să faci treaba primăriei de sector. Și, scuzați-mă, și treaba primăriei generale. Da. Da, de exemplu, pot să vă zic, pe managementul traficului, noi am pus în siguranță 150 de treceri de pietoni și a scăzut semnificativ numărul de accidente mortale și așa mai departe. Asta doar așa ca un exemplu. Și când vezi că primăria generală nu-și face treaba, vă zic sincer, în sectorul 6, acțiunea primăriei generale a fost nesemnificativă. Din contră, din păcate, a blocat foarte mult și aici am nenumate exemple. Deci este mai greu pentru un primar de sector decât un primar de oraș, nu știu, orice alt oraș din țara aceasta, să-și facă mandatul. Bun, mulțumesc foarte mult, Ciprian Ciucu, primarul PNL al sectorului 6, victorie cu aproape 73% în sectorul 6 din București. Este cel mai mare procent al unui primar în funcție, nici primarii de la 3-4 PSD-iștii nu au obținut un astfel de scor. Haideți să vă arăt însă ce s-a întâmplat la sectorul 3. E o chestiune, eu nu mi-am imaginat că mai putem în București. Deci interlopeala asta, mizeria asta fără margini, un candidat de la AUR, că de unde putea să fie, l-a bătut, a trimis în spital pe candidatul de la USR, pe Lucian Judele. I-a spart nasul la propriu. Deci omul scria apoi de pe patul de spital. Haideți să vedeți. În momentul de față, candidatul AUR l-a pognit pe Lucian Judele. Păi cine a lucrat primul? Da, ești bine? Domnul Judele a provocat. Stați, și asta este problema voastră. Cine a aruncat cu apă? Da, stați liniștit. Hai, dai drumul. Domnule Alomițianu, era jandarmeria de față. Deci ei s-au certat sau încăiera de față cu jandarmii. Cei de la AUR mai mult circ au făcut, că și aici la Brașov reprezentantul AUR a venit, a jignit, a spus numai lucruri aiurea și s-a văzut și scorul. Deci cei de la AUR au fost circari și sper că în momentul în care se duc în Parlamentul European să nu ne facă de rușine, adică să continue cu circul. Și nervozitatea, am văzut și vineri pe liderul AUR. Ce circ a făcut acolo Simion pe la parchet, a transmis o nervozitate și sigur că lucrul acesta s-a extins și la candidații AUR care, într-adevăr, fac ce știu. Adică circ, amenință, acesta este partidul AUR și împreună cu partidul doamnei Șoșoacă. Scandaluri, circ și au trecut și la bătaie. Și violențe extreme. Silvia Dinică, de la ce a pornit nebunia asta din sectorul 3 cu colegul tău? Sau ce va povesti Lucian? Aici e clar că ăsta e felul de a funcționa AUR în momentul când văd că până la urmă bucureștenii nu le-au acordat un vot.
vot, ca să zic da, așa. Celor de la AUR, clar. Celor de la AUR, când văd că nu au susținere, recurg la astfel de metode. Nu are absolut nicio justificare toată această violență și nu ar trebui tolerată niciunde în țară. Da, Emilian Isăilă, au fost multe incidente în campanie. Foarte dar multe. Chiar aici la București, așa. Foarte, foarte multe și a fost, în opinia mea, o zi de alegeri extrem de violentă. Nu mi-amintesc. M-am gândit în 2020, în 2016, n-a existat atâta violență. Au existat contestații după, am avut scandalurile pe care le amintați aici la sectorul 1, au fost nemulțumiri și așa mai departe, dar violențe de stradă, lovituri cu pumnul, bătăi cu pietre, adică și în campanie au fost, că și campania a fost destul de violentă. Păi s-au bătut la propriu, parte în teritoriu. Votului, și aici, iarăși, dacă îmi permiți, aș face remarca, deci tendința e să fie cât tot mai violentă și asta pe fondul faptului că autoritățile nu intervin. Nu avem, da, nu avem arestați, nu avem oameni care fură drogurile, Doamne ferește. Și fură-le voturi, și vând-le și consumă România. Îmi cer scuze, m-am culcat la 3 dimineața, care fură voturi, nu ajung la închisoare, nu se fac procese. Poliția este timidă în intervenții, de fiecare dată avem, nu știu de ce, în ziua alegerilor nu mai e așa. În fine, deci lucrurile extremismul e în creștere, se vede, avem un partid extremist care are între 14-16% la votul politic, deci lucrurile tind să meargă, să degradeze tot mai rău. Deci cred că, nu mai spun ce sezon parlamentar am avut, adică pe cuvânt, n-am văzut niciodată ce s-a întâmplat. Și nu ai cum să nu ai violență, dacă ai acolo și acel limbaj violent. Am avut parlamentari care s-au bătut pe holul Parlamentului, deci filmați. Abia aștept să se ducă și în Parlamentul European, să le arate și la ăia că cum să face treaba. Dar mie îmi place, eu vreau să-i alerge și pe aia acolo ca să... Pe holul. Eu vreau, doamna Șoșoacă, vă rog, vă spun eu, vă spun și pe unde intrați și cum faceți, vă spun tot. Știți de ce? Pentru că în felul ăsta o să vină și Ursula și toate doamnele alea de pe acolo și Metsola și toți și o să-i întrebe pe oamenii ăștia de la PSD și PNL, dumneavoastră, ce ați făcut, că ați zis că faceți treaba asta mare să nu vină extremiștii. Și a venit grădina zoologică. Hai să vedem cine sunt candidații și comentăm imediat cine sunt candidații, cine sunt eurodeputații pe care o să-i trimitem, pentru că deja știm... Avem din partea PSD-PNL Mihai Tudose, Rareș Bogdan, Gabriela Firea. Doamna Firea nu sunt convinsă, adică chiar dacă pleacă eu zic că se întoarce. Dan Modreanu, Claudiu Manda, Dina Vălean, Victor Negrescu, Vasile Dâncu. Ia uite, domne, se ce să le facă un sondaj. Nu, domnul Dâncu știu de ce e pe lista asta. Domnul Dâncu trebuie să-i coordoneze pe aia de la AUR și de la Șoșoacă. Știți că dânsul a zis că trebuie să-i facem frecventabile. Abia aștept să le explice și la europeni cum trebuie făcuți frecventabili Simion Șoșoacă. Daniel Buda, Maria Grapini este, doamna, face parte de aici din PSD și PNL. Gheorghe Cârciu, ăsta e un domn care se ocupă de românii de pretutindeni, dar e mai mult pe turism, dânsul e așa foarte, îi place mult de tot să fie turist. Siegfried Mureșan, pe un loc foarte departe totuși. Da, Dragoș Benea, Mircea Hava, Danica, Gheorghe Falcă, Ștefan Mușoiu, nu știu cine e omul ăsta, Roxana Mânzatu, Virgil Popescu, s-a ajuns la 19. Hai să mergem mai departe. Uite ăștia de la AUR, dragă. Deci, Terheș, Târziu, Claudiu Richard Târziu, Gheorghe Piperea, o să le explice de ce plouă afară, Maria Georgiana Teodorescu, asta e doamna avocată, dar dacă pleacă, nu știu cine îi mai apără pe ăștia pe la parchet. Adrian George Axinia, ăsta e ăla de-l căuta pe Iohannis cu miliția, și prințul Sturza, Șerban Dimitrie Sturza. Bine, hai să mergem mai departe la, nu era Forța Drepte, era Dreapta Unită, dar nu mai contează, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Eugen Tomac, 3 de la Dreapta Unită și Splendoarea Splendorilor de la SOS, Diana Iovanu Vișoșoacă și Luis Valentin Lazarus. Trebuie însă să vă spun că la ora asta știm, UDMR-ul, Winkler și Laurent Vince. Și avem un independent care 100% va intra în Parlamentul European, Nicu Ștefănuță. Bun. Foarte important. Da? E primul. Eu n-am auzit de un europarlamentar care să candideze pe cont propriu, adică să nu fie ajutat de partide. Mircea Diaconu. Mircea Diaconu a fost ajutat de PSD, a fost o înțelegere între PSD și... Bun, și Elena Băsescu tot ajutată. PDL.
dar s-a numit independent. S-a numit adică independent, da, domnul Ștefan nu are niște oameni care îl sprijină are pe la niște Brașov, oameni, dar el, pe la București. El a avut un profil și este, hai să zic eu, cel mai independent dintre candidații care au reușit să... Eu cred foarte mult în independenții ăștia care ești foarte dependenți. Nu a existat ordin de partii să-i transfer voturi, dar pe de altă parte acum a reușit. Fiecare poate să spună orice. Dacă îmi permiteți, că eu n-am mai vorbit de mult. Da. Eu constat că toată lumea plânge de mila PNL-ului. Eu vreau să vă spun că Partidul Național Liberal a obținut un scor bun, un scor politic de 28% în contextul în care toți ne dădeau sub 20%, după 5 ani de guvernare, după o serie de lucruri care le-am făcut care au fost contestate. Este un scor foarte bun. Da, am pierdut câteva obiective importante, cum ar fi Suceava, cum ar fi Caraș-Severin sau cum ar fi Timișu. Am câștigat Latina și am câștigat Botoșaniu. Una peste alta, un scor de 28%, ne poziționează ca cel mai important partid care poate să reprezinte o contrapondere la PSD. Asta în contextul în care, să mă ierte Dumnezeu, dar cei care ne-au atacat cel mai rău, și aici vorbesc de Dreapta Unită, au ajuns la un scor foarte bun datorită unui independent al lui Nicuș Ordan. Deci, una peste alta, cred că în viitor toți trebuie să tragem concluziile de rigoare. Eu nu cred că cineva poate să spună, că am auzit diverse discuții, diverse susțineri, inclus în această emisiune, că suntem la coada PSD-ului, că suntem nu știu mai unde. Nu, nu suntem. Suntem un partid responsabil care, da, probabil am făcut și greșeli. Că, probabil că de-aia am luat doar 28% și n-am luat 35%. Însă, cu siguranță, reprezentăm în România dreapta românească, antreprenoriatul, suntem cel mai pro-european partid. Una peste alta, urmează să ne facem și noi analizele noastre, vin alegerile prezidențiale, vin alegerile parlamentare și eu cred că toți cei care își doresc și declară că și-ar dori un parteneriat cu noi în viitor, în momentul când se apucă și vehiculează diverse lucruri, trebuie să se gândească la treaba asta. Pentru că nu poți să ataci un partid de sus până jos și din toate direcțiile posibile și la final să spui... Dar poate nu vor un parteneriat. Singurul care vrea e Nicușor. Doamna Ioana Constantin, vreau și eu. Imediat vă permit. Da, domnule Fenechiu, dar în afară de Nicușor, cine mai vrea parteneriat? Că n-am eu am auzit mulți colegi din USR care și-ar dori un parteneriat cu Partidul Național. Da, auziți până să-i permit domnule Alomițianu. Sunt foarte supărată. Sunt real supărată. În afară de faptul că ați dat Suceava PSD-ului, dumneavoastră observați că ați mers pe victorile din teritoriu. Da, le-ați obținut. Altceva e problema. Ați văzut pe cine trimitem și de la AUR și de la SOS? Adică dumneavoastră simțiți că România va fi reprezentată cu cinste? Pentru că dumneavoastră ați spus că, domne, o să facem această stabilitate tocmai ca să nu îi trimitem pe oamenii ăștia. Și uite că îi trimitem. Păi, haideți să vă spun un lucru. La un moment dat, sondajele dădeau AUR la 25% și pe SOS-ul dădeau la 70%, împreună aproape de 30%. Dacă faceți astăzi o sumă, veți observa că sunt la jumătatea scorului, puțin peste jumătatea scorului, care la un moment dat ne îngrozea. Iar la acest lucru a contribuit inclusiv această alianță pentru stabilitate, din care singurul perdant a fost Partidul Național Liberal. Deci faptul că ne-am asumat cu riscul de a pierde, un risc asumat, denotă că Partidul Național Liberal e un partid care pune în prim plan România și care acceptă chiar să piardă, să fie beștelit, să fie... Da, eu tot văd o problemă că îi trimitem pe ăștia la Bruxelles, dar o să-mi dați... Dar nu i-a trimis Partidul Național Liberal. Nu, domne, a făcut Partidul Național Liberal... Nu i-ați trimis dumneavoastră, dar nici n-a interesat pe nimeni să le arate românilor. Păi nu, haideți că nu e, au ajuns și în Parlament. Nu e, vina o poartă toate partidele din România care sunt relevante, că acești clovi ne-au ajuns să ne reprezinte pe noi la Parlamentul European. Acum vă permit, domnule Alomițianu. Să spun că am pierdut Vrancea pentru că Alianța Dreaptă Unită, care evident avea... Haideți, domnule, tot ăștia sunt de vină. Hai, domnule ministru, vă rog. Da, domnul hai să dacă ne certăm, nu rezolvăm domnul nimic. Domnul Fenechiu, da. Ați obținut niște rezultate împreună cu PSD-ul. Două partide puternice. Hai pe rând, vă rog frumos, pe rând. Pe rând. Vă rog eu mult. V-am ascultat. Și ar trebui să țineți cont. Pe rând, vă rog, că trebuie să mergi și cu una colaborare la profesiile liberale. Dumneavoastră spuneți că reprezentați mediul de afaceri.
Păi ați majorat impozitele și taxele de 4 ori. Aveți impresia că mediul de afaceri este fericit? Multe firme au dat faliment. Dumneavoastră, ce ați făcut în campanie și înainte de campanie? Spunând că ați diminuat decizia, efectul deciziei PSD-ului privind majorarea de impozite și taxe. Nu luați în considerare că în continuare veți majora impozitele și taxele. Inflația cea mai mare. Românii o duc foarte greu. Și o să vedeți, nu mai amestecați alegerile locale cu alegerile parlamentare și prezidențiale. Pentru că guvernarea nu e bună și nu vă face cinstea unui partid liberal să nu aveți grijă de mediul de afaceri și să acceptați majorări de impozite și taxe. Chiar majorarea salariului minim. Dumneavoastră n-ați făcut niciun calcul la PNL. Multe firme am o să dea afară. Am terminat timpul de emisie, trebuie să merg în publicitate. Problema e alta. Eu v-am arătat cine merge în Parlamentul European și v-ați apucat de locale și de economice. Păi nu, de asta. Dar dânsul a spus că păi nu, amândoi. E criticat da. PNL-ul că da, de către adversar că a luat... Nu mai am timp, dar ce vreau să spun e că nu vorbim, domne, nici după vot nu vorbim de europarlamentare. Când o să se ducă Șoșoacă și o să ne transforme în periferia Europei cu comportamentul ei de acolo, să le fie rușine tuturor politicienilor care n-au fost în stare să oprească mizeria asta ordinară. Mulțumesc, Silvia Dinică, domnule ministru Alomitianu, vă mulțumesc, Daniel Fenechiu, vă mulțumesc, cu Emilian, ne vedem și după pauză, ora următoare, imediat. S-a suspendat în foarte multe locuri din țară centralizarea pentru buletinele de vot, asta după ce în mai multe locuri, inclusiv București, sectoarele 1-2, Timișoara, Caraș, au leșinat persoane care predau aceste buletine de vot, acest saci cu buletinele de vot. Sunt oameni care au plecat de acasă duminică la 4 dimineața și nici acum nu au ajuns. Foarte multe incidente, au intervenit salvări, foarte multe acuzații de fraudare a procesului de vot. Ne întoarcem însă de la fix când o să analizăm puțin aceste rezultate și pe plan european la europarlamentare, dar venim și cu toate datele noi în ceea ce privește rezultatele de la noi din țară.